Bucureștiul a fost proiectat pentru un asemenea trafic. În primul rând poluarea. Și doi, starea asta nervoasă, că îți creează o stare nervoasă. Faptul că nu găsești parcare sau că nu găsești, nu poți ajunge la timp. De multe ori stai și cu mașina personală în trafic cu orele. Coșmar. La orice oră din zi este un adevărat coșmar. Cred că principalii vinovați suntem noi toți, care nu putem să ne dezobișnim de comoditatea asta, de a merge cu mașina. Și să alergi ca nebunul cu zecile de minute, să găsești un loc de parcare, iarăși nu este deloc convenabil. Deci peste 60% din parcul de mașini este foarte vechi. Aici autoritățile ar putea să facă mai multă curățenie, în sensul controale riguroase, fără șpagă, fără atenții, și atunci le-ar mai trage pe dreapta. Autoritățile se gândesc la voturi. Am învățat foarte mult când am venit aici. Asta nu se poate, la noi nu se poate. De fapt, era incompetența profesională numită pe funcție de conducere, nu vreau să facă nimic. De unde credeți că provin problemele? În general și de la primari, dar și de la locuitorii capitalei. O schimbare a mentalității, în primul rând. Să limiteze plimbările care nu sunt absolut necesare cu mașina, să folosească transportul comun. Liniile de tramvai, care se mișcă foarte bine acolo, în zonele unde sunt izolate cumva de restul traficului. Bandă unică pentru transportul în comun și doi, educarea șoferilor. Rare ori vedeți câte două persoane în autoturism. În general, șoferul și mașina. Piste pentru biciclete, bandă unică pentru transportul în comun, exact cum există în toate capitalele celor civilizate, mai multe autobuze. Limitarea circulației automobilelor și dezvoltarea transportului public.